Și apropo de artiști, asta așa, zic, alături de noi este Monica Angel. Bine ai venit, Monica. Bine v-am regăsit. Uite, noi am întrebat astăzi pe telespectatori ce înseamnă pentru ei acasă. Unde este acasă? Unde este acasă pentru tine? Acasă poate să fie oriunde mă simt relaxată. Unde mă simt bine, unde mă simt iubită. Și geografic, București? Păi, da. Da. Păi nu, geografic, auzit, da. Adică ai putea locui vreodată în altă țară? Și să crezi că ai putea să ai sentimentul acela nu, de acasă? Nu, pentru că am încercat lucrul acesta. Am stat un an de zile la New York, cu mulți ani în urmă. Și după un an am venit acasă să mănânc în pământul, pentru că mi-era dor de fiecare gropiță din București. Ai, mă, vorbesc serios. Ce-ți lipsea acolo? Nu știu, atmosfera, oamenii de pe stradă, pe care nu-i cunosc, nu, că nu-i cunosc pe toți, da. N-am cum. Dar nu se zice că americanii sunt mult mai veseli și că tot timpul sunt binevoitoți? Nu, americanii sunt așa, oh, hi! Și după ce te-ai întors cu spatele, gata. Serios? S-a dus zâmbetul. Da. Da. Da, mă rog, îți creează o stare bine de bine la început, după care te lămurești că de fapt e doar o aparență. Exact. Așa că cel mai bine e la noi, știi? Măcar dacă te înjură cineva în trafic. Bă, știi că e... Știi că a făcut-o din suflet. Sufletul, a făcut-o din domne. Suflet, exact. Exact. Da, de fain. Știu că noi am mai discutat despre subiectul ăsta, dar să știi că noi zi de zi abordăm teme care ne ajută să ducem o viață mai frumoasă, mai bună, mai sănătoasă. Avem, după cum bine știi, și o rubrică de sport zilnic, avem alături de noi bucătari care ne spun cum e cu calorile, cum e cu combinațiile alimentare corecte, nutriționiști și așa mai departe. Și aș vrea să revenim puțin la faptul că tu ai reușit să slăbești 30 de kilograme. Da. Și mi se pare în continuare incredibil în condițiile în care eu mă chinuiesc cu vreo 3. Adică de vreo 3 luni mă chinuiesc să dau 3 kg jos și nu-mi iese. Da, te-am și văzut. Păi da, dar în condițiile în care ai mâncat ce ai mâncat mai devreme, nici nu o să le dai jos. Nu există asta, nu? Serios. Nu. Da, am slăbit 30 de kilograme într-un an și 3 luni, știți bine, după ce m-am operat pe coloană și așa mai departe. Ideea este că din acel moment eu sunt din ce în ce mai interesată de această zonă. Da? Pentru că îmi doresc din tot sufletul să rămân aici și să ajut cât mai mulți oameni cu care mă întâlnesc și să le spun că se poate, indiferent de vârstă, indiferent de câte kilograme ai în plus, se poate. Se poate cu determinare, cu perseverență, cu răbdare. E o chestiune de anduranță, dar nu se poate face așa pocnind din degete. Știi ce cred că e de fapt mai complicat decât să slăbești? Că am o grămadă de prieteni care au o pornire din asta și o motivație extrem de puternică și reușesc. Dacă țin dieta potrivită, fac un pic de sport, mama, o pornire și poate au un țel. L-au atins, după care poftele sunt aceleași, că oamenii nu se schimbă. Adică mi-e poftă, când văd un bacon, mor de poftă. Unii cedează, alții nu. Și cei care cedează sunt de regulă cei care au reușit chiar să slăbească foarte mult. Pe genul, băi, hai, îmi permit acum, îmi permit. Și-și permit azi, își permit mâine. Tu păi cum ai făcut să te menții? Că aici e problema, că nu-ți poți permite, știi? Pentru că revii la kilogramele pe care le-ai avut înainte. Cu multă ușurință, așa e? Cu foarte multă ușurință, cu mult mai multă ușurință decât ai reușit să le dai jos, evident, da? De aceea trebuie să avem foarte mare grijă. De exemplu, eu am adoptat o chestiune pe care am descoperit-o anul trecut, și anume să merg la Brașov, la prietena mea, care mi-a devenit prietenă, da? Doamna doctor Alina Spinean, care este nutriționist și diabetolog. E foarte important să ai analizele bune. Da? Pentru că poți fi un om slab, dar să ai glicemia mai mare. Sau poți fi un om gras și să ai glicemia mică. Știi? Adică sunt tot soiul de lucruri de genul acesta. Ideea este că eu anul acesta am fost a doua oară la Brașov. Și nu vreau să spun că am fost la detox, pentru că nu e vorba despre asta. Am stat o săptămână, e a doua oară când merg, și am stat o săptămână în care, evident, am băut doar sucuri calculate și așa mai departe, din diverse plante, fructe, combinații și așa mai departe, care sunt extraordinar de sănătoase și benefice, da, pentru, atât pentru trup, cât și pentru minte. Da? Pentru că în toată săptămâna cât am stat acolo, în afara acestor sucuri pe care le-am băut și a terapiilor pe care le-am făcut, drenaj limfatic, chestii de genul acesta, da? Am făcut yoga.
Am făcut plimbări în natură. Am avut întâlnire de pictură, da? Și am avut un psiholog care a venit și a interpretat toate desenele pe care le-am făcut fiecare dintre noi, wow, cele care eram interesant. Acolo. Și evident, cine și-a dorit acest lucru. Practic și a fost o săptămână despre tine, numai și numai despre tine. O săptămână despre mine, da, e o săptămână de introspecție, da, a lucrurilor pe care vrei să le faci în continuare. Este un restart, dacă vrei. Eu m-am simțit extraordinar de bine și... Bine, asta nu poți face foarte des, nu? Bănuiesc că nu e recomandat. Odată pe an merge, cred. Odată pe an da, este foarte indicat. Cunosc persoane care au făcut și de 2-3 ori pe an și se simt foarte bine. Dar eu, în momentul de față, pentru mine, cred că o săptămână, măcar o dată pe an, este... La este ce-i vrea minunat. Să mai renunți? Lucruri care îți fac rău acum. Nu neapărat din zona alimentară. Da, chiar, social media? Da, social media, cât TV și așa mai departe. Nu petrec foarte mult timp în zona asta. Să zic cu o jumătate de oră dimineața, o jumătate de oră seara. Da, nu mai mult. Nu mai mult, pentru că nu vreau să fac lucrul acesta. Vreau să elimin energiile negative. Ai devenit mai selectiv în privința oamenilor? Da, da. Și este foarte sănătos. E foarte sănătos. Cu riscul de a se supăra oamenii respectivi, atâta timp cât eu simt că mie oamenii aceia îmi fac rău, mă dau la o parte. Înțelegi? E mult mai bine așa. Dar e nevoie de autocunoaștere ca să... De ce să trăiesc eu într-o vibrație negativă? Adică la ce-mi folosește lucrul ăsta? Și cum faci? Dar cum analizezi cine îți face bine și cine nu? Păi adică nu analizezi, simți fizic. Simți fizic. Simți o emoție. Păi simți o neliniște apăsare. Interioară, știi? Ca un freamăt, așa. Parcă ești băgat în priză. Când te vezi cu persoana respectivă. Exact. Și atunci e mai bine să pui stop, tu îți vezi de viața ta, persoanele respective își văd de viața lor și este totul ok. De ce să te împiedici de niște oameni care sunt ceva nasol? Mă bucur că ai venit la noi totuși. Da, și mă bucur că am venit. Și sunt foarte relaxată, după cum vedeți. Da, e ca o dietă. E ca o dietă de oameni, da. Păi de asta am întrebat, la ce ar vrea să mai renunțe, știi? Adică mi se pare că ești atât de focusată pe o viață sănătoasă cu totul, că viața sănătoasă nu înseamnă doar ce mâncăm, nu? Păi bineînțeles, asta. Contează și când mâncăm, ce se întâmplă. De aceea nu trebuie să mâncăm cu telefonul lângă noi sau să răspundem la telefon. De exemplu, eu dacă sunt la masă și îmi sună telefonul și e mama sau tata sau frate-miu sau da, din familie, răspund și zic, e urgent, sunt la masă. Așa de importantă e masa? Da. E foarte importantă pentru că dacă tu te enervezi cu ceva și mănânci, da, tu nu-ți mai dai seama că mănânci și practic tot ceea ce... Mesteci, da? Mesteci cu energie negativă și se duce în organismul tău și nu faci altceva decât să-ți faci rău. Deci tu nu ești de acord să te uiți la, nu știu, la un serial mâncând, să te uiți la știri mâncând. Dar să nu știe corpul că, că mănânci. Și atunci cantitatea e mult mai mare, nu? Seama, creierul nu conștientizează că tu mănânci în momentul acela și te hrănești realmente cu ceea ce mănânci. De aceea la Brașov m-am simțit minunat. Pentru că stăteam în clinică acolo de dimineață până seara, da? Cu muzică de relaxare. Toți oamenii de acolo vin în întâmpinarea fiecăruia dintre noi cu zâmbetul pe buze. Realmente îi simți că vin cu dragoste, știi, spre tine, așa să-ți facă să te simți bine. Da, și cu atenție, acum, da. Întrebarea de baraj. Vine Paștele. Și Paștele vine cu mâncăruri. Cu diverse mâncăruri. Și bune, și gustoase. Faci pauză de la dietă? Dar nu e vorba de dietă, e vorba de faptul că îți dai seama ce ți-e bine și ce nu ți-e bine. Corect. Evident că voi putea mânca ou fiert. Evident că voi putea mânca în loc de celebrul stufat, așa. Da? Voi mânca mâncare de spanac, pe care eu mănânc aproape în fiecare zi. Dar de ce să nu mănânci stufat? Pentru că nu-mi face bine. A, nu-ți face ție pentru bine. Că mi-e rău. Sau ou, de ce doar de Paște? Nu mănânc și în... Ba da, da, asta spun, că mănânc ou fiert și acum și voi mânca și de Paște. Nu? Deci trebuie să-ți alegi alimentele, da, să simți alimentele care îți fac rău, care nu sunt ok pentru organismul tău și e foarte simplu. Uite, am renunțat la sare. Nu mai pot să mănânc sărat.
dulce, bănuiesc că nici nu are sens să te mai întreb. Mai mănânc dulce, dar nu mănânc dulcele ăsta... cu zahăr rafinat. Cu zahăr rafinat. Dar mănânc un fruct. Mai mănânc și brânzeturi, dar nu cine știe ce. Dar prefer să mănânc un iaurt, să beau un pahar cu chefir, un lapte bătut, un chișleag, da? Lapte covăsit și așa mai departe. Există controverse asupra multor alimente, dar cred că toți s-au pus de acord că în privința legumelor nu există limită. Adică legume putem mânca, nu? Deci la mine nu lipsește din frigider ciorba de legume, acrită cu lămâie, da? Și mai ales acum, pentru că e perioada asta cu urzici, cu spanac. Mamă, deci da? Eu sunt super mega fericită. În perioada asta este genială. Spanacul, urzicile sunt foarte sănătoase. Foarte hrănitoare. Conțin fier. Aproape că îți vine să cânti de fericire. Zici? Da, îi vine, dar o să ne cânte după o scurtă pauză, nu? De da. Publicitate. Off. Off.